Biserica Ortodoxă îl va pomeni pe 7 decembrie pe Sfântul Ierarh Ambrozie. Parohia bucureșteană a Apărătorii Patriei II își va prăznui cu această ocazie hramul. Programul liturgic de hram va începe din ajunul sărbătorii. Cu prilejul sărbătorii hramului bisericii parohiale, am stabilit un calendar de manifestări care să aducă și să consemneze împlinirea a 10 ani de la aducerea Sfintelor Moaște ale Sfântului Ierarh Ambrozie. În cursul zilei de sâmbătă, 6 decembrie, vor fi aduse în procesiune de la parohia Buna Vestire Belu racla cu moaștele Sfântului Mare Mucenic Haralambie și vor fi depuse alături de cele ale Sfântului Ierarh Ambrozie în biserica noastră parohială și vor rămâne până a doua zi când va fi practic ziua hramului. Dincolo de slujbele care sunt deja programate, privegherea de seară, începând cu ora 17, după privegherea de seară, copiii și elevii de la Școala Generală sau Școala Gimnazială 133 din cartierul Berceni vor prezenta o scenetă, iar mai apoi un grup de copii, de tineri din cadrul parohiei noastre va prezenta un concert de colinde. Și în ziua hramului vor avea loc manifestări culturale organizate de parohie. După oficierea Sfintei Liturghii, corala bisericii noastre va prezenta concertul de colinde, un concert care este pregătit cu trudă și cu osteneală din partea enoriașilor și enoriașelor parohiei noastre. Parohia Apărătorii Patriei II se află în partea de sud a Bucureștiului, aproape de periferia orașului și este situată pe colina străjuită de vechea mănăstire a Făcăreștilor, demolată de regimul comunist.